preț. Acum filmăm și partea a doua. Hai să încercăm să facem cât mai amuzant, acest videoclip. Să sperăm că avem și cu cine, adică da. Acum mergem repede după om. Stă-l pupică. Nu e bai. Parcă văd asta unde vrea să plece. Deci fii atent, tu punem pariu cu voi. O să plece la showroom. Petrobar? Da, da. Hai, mașina. Stați un pic să mă spun. Bine, puneți acolo pe GPS. Nu vă uitați că am ascultat Araf înainte. Bine, domnule. Ajungem imediat. Da, după aia o să mergem undeva. Unde o să mergem? O să vedem. Bine, eu am timp pentru tine, dar o să cam coste. Da, nu e o problemă. Bine. O scurus oare unde vrea să plecăm? A, te deranjează dacă mergi mai repede sau? Mergi repede. Bine atunci, ți-ai pus centura. Domnul. Da, domnul. Centură o ai? După cât să pune? Pe aia acolo, pe o tastă sub numele de G. Mă pică semafoarele tot. Bine, hai că am ajuns aici. Bun, atunci să te aștept sau? Da, mă așteptați. Ok, sper să nu sar cu armă sau cu ceva. Am o cap, acum am vrut să mă duc după tine. No, bun, pune acolo pe GPS unde vrei să te duci. Cam aproape, nu. Domnul, v-ați cumpărat de toate? Ce? V-ați cumpărat de toate? Bine, domnul. Hai că să facem mila verde. Păi și când îmi plătești banii? Acasă. Bine, atunci se va costa 1600 de lei. E bine? Bine, atunci ai poți să-mi dai și banii. Domnul, pe aici, nu? Bine, băieți, hai că am luat din nou încă un job, așa să spun. Am spus dispecera, băieți. Haideți la treabă. Deci, asta e. Băi, dacă vă place seria asta pe care o voi face, atunci să-mi spuneți și în comentarii, dacă nu, să-mi spuneți cu ce ați dorit și voi să vedeți. Ce fel de roleplay ați dori? Hai că am ajuns. Bună ziua, domnul. Bună ziua, bună ziua. Unde v-aș putea duce? Domnul, lăsați mâna jos, că nu vă... Domnul? Da. Puteți să lăsați mâna jos, că nu vă bat. Nu știu, out of character, mie nu mi-arată. Stai că mai e postat. Acum? Nu. Și noi, stai, oprește-i. Acum e bine, bine. Ok. Hai să continuăm. Bun. Bine, domnul, acum ajunge aici, și aici. Ah, ok, stai să mă întorc. S-a plăcut pe acolo, nu? Domnul, te va costa 500 de play. Stați, domn, că trebuie să scot valița din mașină imediat. Da, da. Uitați, domnule, unde vii până aici, stați să deschid ușa, să vii pe bancheta. Da. Domnul, păi îmi dați o baliză? Da, domn, boss, păi sunt $500. Ma. Ma, vă mulțumesc, domnule. La revedere. O zi frumoasă ai. La revedere. Mă tăi curvă. Am înțeles. Da, ca și Uber găsești tot felul de persoane. Nu ai ce face. Hai să ne cărbim dincolo, ci că ne s-a zis prin stație că ne va da mulți bani, să spun așa. Hai să vedem dacă nu vrea să ne facă ceva mai rău. Deci... Apropo, și la ce vreau să vă spun e că ați dori să vedeți și alte jocuri pe acest canal, mă refer un Call of Duty, o serie de Call of Duty cum a fost mai de mult, sau să-mi scrieți și voi acolo în comentarii. Dau 1 milioane. Domnul, repede că vă dau bani, pru, bombonică, haide. Hai, mașina. Și punem acolo pe... La showroom! Păi punem acolo pe GPS. Acolo, rapid, hai! Bine, atunci vezi că te va și costa. Motorina costa. Știu, omul, 1 milion îți dau. Nu trebuie atâta, domnul. Vezi că o să... Ți-ai pus centura? Centura. Hai, bă, mie nu-mi trebuie siguranță cu tine. Vezi că... La frânele bruște se mai poate întâmpla ceva. Mai poți să dai cu capul, una alta, nu, doamne fere. Nu avem nevoie de așa ceva. Mamă, la fix am oprit. Bă. Sper că nu a văzut nimeni de acolo, nimic. Le-am dat așa un pic cu palpitația. Da. Păi tu vrei să merg repede, adică... Ei, am ajuns la barbă. Da. Mamă, altul pe jos. E periculos pe aici, domnul. Cât vă dau, domnul? Domnul, la viteza pe care am parcurs-o, 1500 de lei. Ce, boss? Nimic. Gata, domnul, mulțumesc. Domnul, nu mi-ați dat banii. Ba da. Eu nu i-am primit. La revedere. Domnul. Uitați-l. What? Hai, salut! Salut! Unde dorești să te duc? La un garaj. Ok. Să știi că n-am bani scoși la mine, dar dacă vrei mergi să o scot. No. Da, dar trecut am luat țapă. Uite aici, imediat ajungem. Ți-am dat câteva petarde. Păi și ceva cu ele, că nu pot să le pușc. Ți-am dat 2. Așa nu merge, domnul, ori bani și ori... Vi-l dau înapoi, adică... Stai să ajungem. Lăsați-le acolo, că eu pot să le iau gratis. Dar hai... Stai să-mi iau mașină și hai la banca asta. Sau du-mă direct la bancă să scot bani. Trag în ele să mă fore. Stai nițel. E bine? Doamne, ați dat foarte mult. E mai bine ca și bine. E bine pe aici, pe undeva? Da, uite aici, garaj. Lasă-mă aici. Mersi singur. N-ai pe nare. Și eu mersi, pa, pa. Hai că am luat altul băieți. Mă. E, până înainte am luat țapă. Tu te boss că n-am timp de tine. Trag în Peugeot-ul tău. Pe autostradă vă duceți cum... Du-te dracului. Am... Trebuie să ajung cât mai repede la 1. Până la urmă sunt taxe, nu? Uber-ul? Da, da. Unde dorești să te duc? La cel mai apropiat garaj. Ah, ok. Pune acolo pe GPS dacă te rog. Am o oprire scurtă, dacă putem face acolo și după la un garaj vă pun din nou. Bine. Poftim. Gata, domnul. Și acum pe unde ați dori? La primărie. Ah, ok. Bine, atunci această cursă te va costa 1000 de lei. E ok? 1000 de lei? Da, da. Ar trebui să trec pe la bancă, am numai 450 de dolari. Ah, ok. Atunci... Mergem încolo și la o bancă. E un pic cam mult, știi? Hai că m-am uitat-o pe GPS. Mai în față, mai în față. Stați-vă, domnul, e bine? Stați, mă duc pe contrasens și eu, adică. În jur de 100 și ceva de mii. De la ce level? De la 6. Du-te, domnul, că trebuie să scoate și banii aia, nu? Bun, domnul. Acum mergem la primărie, nu? Da. Ok. Ajungem cât de repede se poate. Sper că v-ați pus centura. Da, nu mai trebuie că suntem deja aici. E bine pe aici? Da. Bine, domnul. Trebuie să mă duc să-mi repar și fața, mă. De fapt, dacă mă puteți duce exact acolo la garaj, că trebuie să mă duc. Desigur. Pentru banii ăștia se poate și chestia asta. Asta că aici trebuie să întoarcem. Deci ați spus că ați luat-o de la nivelul 6? Da, de la nivelul 10. Ah, ok. Da, la ardere. Aceste nivele sunt în joc. Bine, el a vorbit în mixing. Aici nu voi edita chestia asta. Când mă duc și iau pe cineva, prima dată mă uit la ID, că mi s-a întâmplat o chestie în care Asta să facă un fel masiv, adică dacă te cheamă cineva doar ca să te jefuiască, se cam pedepsește. Alții n-au dat bani, deci da. E un pic cam ciudat. Deci e un pic cam ciudat. Ce fa, mă? Am înțeles, cred că se va da și jaf acum. Bună, doamnă, sună la Uber? Domnul. Da. Păi și unde vrei să te duc? Pune și mie acolo pe GPS. Ok. Cursul asta va costa 1600 de lei. Ai bani la tine? Poftim? Păi, și cursul te va costa 1600. Sunt mulți kilometri până acolo. Hai că pe aici trebuia să-mi duc. Poftim? 5 km, domnul. Poftim? Bine, atunci, hai să-mi dai banii ăia? Da. Bine. Hai că ajungem imediat. Bun, domnule, poți să pregătești banii, că ajungem într-un minut. Poftim? Da, domnule, da. Îi luăm mai de eu, că na. Nu știm ce se poate întâmpla. Bine, domnule, vă mulțumesc. Da, le luăm mai de eu pentru că... Băi, am luat altul. E ok. Încerc să curgă, jobul, să avem clienți. Începem să avem și clienți, asta e bine, facem bani ușor. Să sperăm. Să sperăm că vom face bani ușor. Salut, salut. Pune la showroom. Bine, domnule. Te va costa 600 de lei. Merge mai repede sau cum dorești? Ok. ok, ți-a pun centura? Da, vă dau toți banii mei, că am luat 254 dacă veți, mă revertificați. Păi și în cât timp poți să faci eu de ceilalți bani? Păi mă să lucrez la pizza. Da, lucrez și stau. Na, dă-i atunci, păi atunci. Totuși eu trebuie să plătesc motorina. Aici e bine? Da. E bine așa. Aveți o zi bună. La fel, la fel. Băi băieți, eu aici vă las. Ne întâlnim data viitoare, deci dacă vrei să... să te duci de la punctul A în punctul B, uite de ce mașină am, poți să sun cu încredere. Dacă ți-a plăcut episodul acesta, te invit călduros să apeși pe butonul de like, subscribe pentru a fi la curent. V-am lăsat, pa, pa!